Prea cu cerințe, părinte, profesor, prea cu cerințe, părinți, iubiți frași și surori, dragi ascultători, dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumim că, iată, în dragostea lui cea mare, ne-a adunat la oaltă pentru al patrulea an, în acest loc îndepărtat de țara noastră, pentru a ne aduce aminte lucrarea lui Dumnezeu, care și astăzi, ca odinioară cu poporul evreu, se face în țara aceasta. Au fost momente frumoase de întărire domnicească, au fost momente de dragoste, de prețuire, pe care le-am trăit în aceste clipi, în aceste zile, în acest loc. Și fiecare dintre noi suntem chemați să ne facem un proces de conștiință a vieții noastre, pentru a vedea nivelul duhovnicesc la care suntem. Așa cum au amintit frații, fratele Grigorie a fost o lumină pentru fiecare dintre noi. Cât a fost în viață, poate mulți dintre noi n-am văzut lucrul acesta. Și eu sunt unul dintre ei. Mă întâlneam cu fratele Grigorie de multe ori când mergeam la dânsul acasă și îmi vorbea. Și nu înțelegeam mare. Dar în clipa când am aflat că a plecat la Domnul, în mintea mea și în sufletul meu, s-a derulat toate acele momente în care El îmi spunea lucruri atât de mari și începeam după aceea să le pricep și să le înțeleg. Se pare că taina lui Dumnezeu este că oamenii mari nu sunt înțeleși pe acest pământ. E necesară plecarea lor în veșnicie pentru ca noi cei ce rămânem să vedem lumina care a fost în ea. Ne bucurăm de această lucrare sfântă. Și iată că Dumnezeu, în mila Lui, a lăsat urmași. Fratele Grigorie a plecat bucuros, liniștit, prin denădejde, că lucrarea lui Dumnezeu a rămas pe mâini curate, mai departe, să se desfășoare pe acest pământ. Vorbea Părintele Profesor mai devreme de avort. Și mi-am adus aminte și clipa în care Domnul a strigat și numele meu. Era a treia zi de Crăciun, anul 1997, și bunica mea tocmai îmi dădea o veste că o vecină a avortat un copil. Și în acel moment, fiind o fire mai sensibilă, am început să plâng. Și mama aia m-a întrebat, dar de ce plângi? Cum să nu plâng, mama aia? Cum să nu plâng? Și Dumnezeu a făcut că în acea zi adunarea oastei Domnului era în casa noastră. Și acolo, la adunare, n-au fost mulți. A fost fratele Ionel, părintele Ionel, soția dânsului, și a venit și fratele Viorel. Și eu nu vorbeam, tăceam. Dar simțeam toată starea de acolo. Și la sfârșit, fratele Viorel mărturisește un lucru care mi-a rămas și nu pot să duc. Spune, frate, eu mergeam la adunare. Și pe stradă, pe drum acolo, o voce mi-a spus, du-te la tecuci. N-am băgat de seamă, mi-am văzut de drum. Am mai mers, iar îmi spune, mergi la tecuci. Fratele s-a făcut cu mâna la mașină, la ocazii, prima mașină a tras pe dreapta și la tecuci. Asta aflam mai târziu, când i-am povestit fratelui Viorel, că atunci a fost o zi și un moment în care și eu am fost chemat. Și fratele Viorel mi-a povestit numai de amănunt toate lucrurile cum s-au întâmplat. Și zic,
Uite că Dumnezeu, în dragostea Lui cea mare, nu vrea să piardă pe nimeni. Și pe fiecare ne cheamă la un moment dat. La un moment dat stabilit de El. Ne cheamă să putem și noi gusta această lucrare sfântă pe care Dumnezeu și Mântuitorul nostru a făcut-o pe acest pământ. Aș vrea să citesc doar câteva versete de la Evanghelia de la Matei, capitolul 13. Asemenea este împărăția cerurilor cu o pomoară ascunsă în țară, pe care găsind-o un om, a ascuns-o și de bucurie ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țară în acel. Iarăși asemenea este împărăția cerurilor cu un neguțător care caută mărgăritare bune. Și aflând un mărgăritar de mult preț, s-a dus, a vândut tot ce avea și l-a cumpărat. Iată, fraților, că așa cum spunea și frații, când ajungi părinte, treci prin niște examene ale vieții. Și vezi atunci responsabilitatea care o ai față de copiii tăi. Numai tata care are copil sau copii știe ce înseamnă responsabilitatea aceasta. Și conștiința lui îl mustră tot timpul. Și mare este bucuria tatălui când vede copilul lui ascultă. De câte ori poate fratele Grigore s-a mâhnit inima lui. A privit la copiii lui, dar nu putea să fie bucuros de plin. Mergeam în casa fratelui Grigore și am observat un lucru. Că el dispărea dintre noi. Am observat că era un om tăcut. Noi ne întâlneam, eram tineri, suntem tineri. Ne întâlneam cu fratele Timotei, cu sora Dana. Și ne bucuram, vorbeam multe. Dar el venea, stătea puțin, vorbea puțin și dispărea. Când am aflat că a plecat la Domnul, am înțeles și felul lui de viețuire. Și am înțeles că omul credincios nu este un om al vorbii, ci el este un om al tăcerii și al trăirii interioare. Aș vrea să pun și o întrebare aceasta, dar mai întâi pentru mine. Am vândut eu tot ce am pentru a cumpăra această țarină? Pentru a cumpăra această comoară ascunsă? Sau încă mai am lucruri care mai sunt în inima mea și care mă mai țin legat de acest pământ. Facă bunul Dumnezeu ca noi toți să înțelegem că viața pe acest pământ este atât de înșelătoare și vrăjmașul diavol care nu doarme, caută prin mii și mii de feluri să ne întoarcă înapoi. Nădăjduim în bunătatea lui Dumnezeu că El nu ne va lăsa, ci ne va da fiecare dintre noi gândul sincer de a rămâne statornici în această lucrare sfântă, ducând mai departe acest mesaj sfânt. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, a Lui fie slava, cinstea și mărea Tatălui și Fiului și Sfântului.